Dragi prieteni, sărbătorim în acest an Ziua Națională a României în împrejurări speciale care ne impun o distanțare fizică, dar ne arată importanța solidarității umane, a colaborării și a eforturilor comune pentru binele tuturor. De prietenie, cooperare și solidaritate aș vrea să ne reamintim acum, în anul în care aniversăm și 140 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite ale Americii. În primul rând, de prietenia istorică dintre cele două țări, sprijinită pe atașamentul comun față de principiile libertății și autodeterminării, democrației, pe viziunea strategică a unei lumi construite după aceste principii și pe relația apropiată dintre popoarele noastre. Ne putem reaminti astfel faptul că sărbătorim astăzi Marea Unire de la 1918 și datorită susținerii americane pentru autodeterminarea democratică și libertatea națiunilor. Sau că, după 1989, atunci când românii și-au recâștigat libertatea prin curaj și sacrificiu, SUA a sprijinit pe deplin eforturile noastre de a reveni în comunitatea statelor democratice și prospere. În al doilea rând, de cooperarea strânsă din prezent, când România și SUA sunt aliate în cadrul NATO și au un parteneriat strategic de o profunzime și o vitalitate fără precedent. Știți că militarii noștri au luptat împreună în cele mai dificile regiuni ale globului, fie că vorbim de combaterea terorismului, de stabilizare sau reconstrucție, România și SUA sunt mereu alături. Ne leagă obiectivul de a construi o alianță nord-atlantică mai puternică, dar și dorința de a dezvolta pe mai departe relația transatlantică, pilonul principal al unui sistem global bazat pe norme și principii democratice. În același timp, România și SUA și-au extins substanțial cooperarea în toate domeniile economice, comerciale și tehnologice, cu multiple valențe strategice. Lucrăm împreună pentru consolidarea securității energetice și dezvoltarea infrastructurii în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est. Susținem implementarea în condiții de siguranță și transparență a noilor tehnologii, esențială pentru dezvoltarea viitoare a societăților noastre. În al treilea rând, aș dori să subliniez solidaritatea de care popoarele noastre dau dovadă în acest context global dificil și de care vom avea desigur nevoie în continuare. Am văzut în acest an cum SUA și România și-au acordat reciproc sprijin pentru combaterea pandemiei, demonstrând încă o dată valoarea și forța acestui parteneriat. Este la fel de important să acționăm împreună pentru a depăși efectele pandemiei și a construi alături de aliații noștri și partenerii noștri un viitor al siguranței și prosperității. Ca în fiecare an, este un privilegiu să mă adresez în primul rând dumneavoastră, membrilor comunității româno-americane. De-a lungul istoriei, această comunitate a constituit cel mai puternic liant, practic, al parteneriatului dintre România și SUA. A contribuit substanțial prin talentul, energia și munca sa la înfăptuirea visului american și la construirea Americii puternice de astăzi și, în același timp, la dezvoltarea României moderne. Acțiunile comunității din SUA au fost decisive în momente precum cel al Marii Uniri din 1918, pe care îl aniversăm astăzi. Vă puteți mândri pe bună dreptate cu tot ceea ce ați realizat pentru SUA, pentru România și pentru un parteneriat de 140 de ani dintre cele două țări. Și știu că veți rămâne cel mai puternic susținător al viitorului nostru comun. Vă mulțumesc pentru toate aceste lucruri și vă transmit cele mai bune gânduri cu prilejul Zilei Naționale a României. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! God bless Romania! God bless America!